fac eu. Am dat drumul. E, și îl avem pe Relu Chiriac, la Agnes Design Atelier. Salut, salut, Bogdan. Iar Relu... Vreau să prepar o cafea azi. Pe asta e, Relu ne face cafea azi. O cafea deci, oricum. Așa pe, o cafea turcească. Pe Relu Chiriac îl știți, sau pentru cei care nu știți, să nu l-ați văzut vreodată, a apărut în toată presa națională, pe toate televiziunile, când anul trecut a ajutat o femeie să nască prin telefon. Numai că azi prepar cafeaua. Și azi prepară cafeaua. E viitor consilier local din octombrie încolo. Îl urmăriți pe Facebook, pe Relu Chiriac îl căutați. Prezintă sănătatea altfel. Dragul meu Bogdan. Și acum ne face cafea. Cafeaua asta e pentru tine. De ce? Pentru că, să fiu sincer, eu deja am servit o cafea împreună cu Alina. Și am zis așa. Nu se poate, trebuie să nu te privăm de acest beneficiu normal. Ei doi au făcut un fel de podcast educațional de pe sănătate și pe handmade și deci trebuia să miroase cafeaua asta superb. Și este și foarte, foarte bună. Eu recomand acest aparat să-l luați în concediu, o să vă placă. Nu neapărat acesta, dar e o chestie care asta cafea turcească. Caraca. E o... Da, e de la Caraca. Eu l-am găsit din greșeală pe un... Și ce cafea turcească? Luată de unde? Cafeaua turcească o găsiți prin supermarket. Care e ideea la cafeaua turcească? Trebuie să fie foarte bine măcinată. Foarte fin măcinată. Da, trebuie să fie foarte fin măcinată. De ce? Pentru că acolo are loc o încălzire globală, graduală, ca să poată să facă caimacul ăla, nebunia aia. Așa că, dragul meu, Bogdan, cum o preferi? Mai concentrată? Da. Concentrată pentru tine. Facem o tură și o să-ți placă sigur ce vrei astăzi. Deci eu pot să confirm că e foarte bun. Da, noi deja am servit-o. Asta e cărnița care... Un alt tip de cărniță pe care eu lucrez. E un prototip pe care vreau să-l scot. E lucrată cu rășină. Chiar e modelată integral manual. Deci mai am puțin de lucru la ea. Încă nu-mi place cum iese. Vreau să fie mult mai... Da. Și fiind primea, normal că testează Bogdan. Da, trebuie să spun că această cărniță e lucrată de 2 ani jumătate și am pus-o undeva la mine miring în, da, în servantă și am uitat de ea. Și am găsit-o la un moment dat și am zis, ce stai aici? Are o chestie mișto, îmi place că are și chestia asta aici. Da. O notă aparte. Da. Dar pe acel bus ce spui? Dacă mi-ai făcut vreodată cafea lângă ceva mai frumos. Nu, nu. Și îngătași că din mine. Sper să n-am probleme acasă. Da. Ar fi venit și Anca, dar au fost puși din mapin și a rămas azi dimineață să... Să o salutăm pe Anca, dacă... Da. Când ne va vedea. Lăsăm să o dinească, a avut două nopți la rând și... Dar o să mai venim. O să venim și o să facem o cafea. Și de fapt și cu Agnes mică. Da. Trebuie să spun că și Relu are o fetiță pe care o cheamă tot Agnes. E Agnes mică, a mea e Agnes mare. Așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit. Atâta s-a putut. Și mai spun eu ceva. Că... Soția mea cheamă și Alina. Și Alina și altceva. Asta vă două genuri. Deci... Suntem născuți la o zi diferență. O zi diferență. Pentru mine e foarte simplu. Nu știu, mai greu pentru Bogdan care trebuie să miște aparatul stânga-dreapta. Eu nu am probleme dacă sunt cu Anca de câțiva ani buni, deja știu cam ce fac gemenii. Și cam de încăpățânați. Da, da, da. Și în același timp cât de corecție sunt. Au o corecțiune aparte. Sunt gemenii încăpățânați? Sunt. Dar și corecție. Sunt gemenii încăpățânați? Sunt. Ok, asta rămâne. Sunt, eu recunosc. Și aici la Maraca... Și mă las până nu-mi ies lucrurile așa cum vreau eu. La Maraca facem cafea turcească. Caraca. Scuze, Maraca. Caraca. Da. Imediat e gata. Hai să vezi acolo și ceea ce se întâmplă deasupra. E un caimac nebun, zic eu. Nu ai grijă, știi, să stai la aragaz, că îți dă cafea în foc sau nu. Are o gemă. Roman Petru Tiberiu îți scrie, ia să aducă Relu de seară cafea la muncă. Da. E acolo, Tibi? Da. Salut, Tibi. Dar tu vei, dar nu mă place aparatul de acolo sau da. Și? Uite, Bogdan, ce aici. Mamă, cum miroase? Simțim noi. Da, da.
Mamă, cum miros. Eu zic că dacă faci acum așa cu lingurița deasupra cum făcea bunica în bric, cred că caimacul ăsta capătă o culoare mai frumoasă, ia uite. Că n-am știut secretul ăsta. Eu asta am văzut la bunica ceva? Mea, care a băut cafea până în ultima zi, până la 91 de ani, până anul trecut. Wow, super, Alina, deci, uite, de-aia am venit de să dau cafea la tine, că azi am mai aflat ceva. Și la asta sunt buni gemenii. Da, da, gemenii mai vin cu ceva. Mai vin cu ceva, nu te-am luat ceva de suflet de completat. Da. Trebuie să ai băut ultimul cuvânt. Super. Salut, Roman Petru Tiber. Scrie vă salut. Uite, mi-ai învățat ceva. Deci, uite cum arată acum. Simți aroma? Mamă. E nebunie. Eu sunt sigur că după video ăsta, mulți oameni își vor lua această căniță. Hai să vedeți și în cană va fi altfel acum, după ce am... Da. Ne-am jucat puțin. Dar nu mergi și la ibric simplu, pus pe plită electrică sau pe aragaz? Ba, pe... Da, ba da, și dar eu mă refer cafeaua turcească, e fiertă ca la nisip. Numai că e, e mai lent. E mai lent, e model electric. Tu la aragaz, dacă faci din grabă, cafeaua, din grabă la aragaz, dar dacă faci cafeaua la aragaz, bine să te-ai făcut la mine. Dar pe o plită electrică îți spun eu că merge. S-ar putea să meargă, garantat. Noi facem acasă, da, și da, pe plită electrică, da. E aceeași, da, stil. Da. Cafeaua turcească are cele mai multe beneficii și asta o știu de la Dr. Oz. A spus așa, o cafea băută în fiecare dimineață te ține departe de infarct. Dar în orice tip, el a recomandat cafeaua turcească. Gândiți-vă că a recomandat-o un medic, chirurg cardiovascular, care a tăiat atâtea inimi. A zis asta, dom'le, dacă nici de la el nu iau de bun acest sfat, e chestiunea aia, știi, nu beți cafea, că e cofeină, că... Doza de cofeină este extrem de mică în cadrul unei cafele. Adică beneficiile sunt mult mai mari ale unei cafele asupra cordului, dar am uitat o chestie. Corneliu Timofte scrie, Tibi, cumpără cafea, cana dacă vrei cafea. Da. Am uitat, salut, domnul Corneliu. Am uitat o chestiune. Dacă serviți cafeaua... Iar colegul tău spune că își cumpără și el cană. E bun așa, sunt sigur că o să-și cumpere mulți. Te rog. Dacă bei cafeaua în fiecare dimineață, dacă vrei să ai beneficiu maxim, da. Eu fac lucrul ăsta de peste 6 ani, cam. Am așteptat să intru într-un studiu. În fiecare dimineață, am și o pătrățică de ciocolată neagră. Sincer, am uitat să aduc lucrul ăsta. Doar că e cu mentă. E cu mentă, da, 85%. Deci la cafea, deci zi de zi, poate s-ar doar momentele în care plec în concedii, pentru că, uite, vara, cald și nu prea e cu depozitatul. Dar cum revin acasă, la mine fiecare zi, eu am o pătrățică de ciocolată neagră. Numai că atenție, sau cam... modifica proporții la pătrățică. Pătrățica e deja cam așa. Pătrățoaie. Da, da, puneți-o în jumătate. Exact. Nu, da, foarte mult. Bunica Alinei ne-a spus, de când nu știu eu, ne spunea, nu beți cafea pe stomacul gol. Ea a avut un fel de ulcer, da, ceva a avut la stomac. Și a spus tot timpul să mănânce ceva. De-aia ți-am și adus aici alivâncă. Dacă tot suntem în Moldova și în Botoșani, ți-am adus alivâncă. Ai uitat să vezi cum... Alivâncă și bronzoace de la Rida. Am apucat și am pus, dacă tot sunt prietenii tăi. Ce bine se dar tu cafea? Deci cafea turcească, ia uite ce bine seamănă acest model cu ochiul turcesc, da? Da, deci acum, super. Acum, puteam să nu ne jucăm aici, ia uite. Uite ce bine aduce acolo cu ochiul turcesc. Cafea, da, turcească într-o cană, într-o turcească, cană, nu? Turcesc, perfect, turcesc. Super. Bogdan, dăm voie să o aduc pentru tine. Cum s-a nimerit, așa s-a nimerit. Uite. Nu o să iau acest căriț ca să arăt că și noi am băut o cafea într-un timp. Ce ai adus aici? Alivâncă de la Rida. Asta e? Da, alivâncă și brânzoace. Tot, da, da, bă, niște brânzoace. Ceva bun? Păi alivâncă, până la urmă, e a noastră, nu e... Alivanca. Alivanca. Alivanca, cred că așa. Eu deja am să o testez, pentru că noi deja înțeleg cafea. Vezi că se uită Mihai Minescu la tine, de acolo de sus, de la Foișor. Deci avem și Fimnescu, da, pentru că atelierul tău e lângă... E cu inspirație, să știi. Eu îl trezeste pe scaunul pe care îl trezeste. Rastian te întreabă cum se numește cafeaua. Cine? Rastian. Hai să vă arăt, e o cafea care eu o cumpăr pentru această... Efendi, am văzut că e la Năvodare. Da, nu, nu la Năvodare, da, la Neptun. La Neptun. Eu folosesc această cafea la această mașină, pentru că, ți-am zis, e măcinat foarte bine. Și are aroma aia nebună. Dimineața când pleci în concediu. Cafeaua trebuie băută lângă soție sau lângă un prieten? Cafeaua trebuie să o bei lângă... În mod normal, lângă soție ar trebui să o bei. Dar dacă soția nu este cu tine... Dacă soția nu este cu tine, lângă o blondă sau lângă o brunetă? Doamne ferește, o poți servi lângă cineva
cu care ai o anumită afinitate. Poți să bești cafeaua singur, să știi că sunt mulți oameni care servesc cafeaua singur. Pentru că știi de ce? Se identifică cu momentul ăla. Și dacă te identifici cu momentul ăla... E pur și simplu momentul tău de relaxare. E momentul tău de relaxare. La, cu tine. La o cafea, o cafea are multe chestii. Deci poți să stai de vorbă cu cineva la o cafea, poți să te... Poți să stai de vorbă și tu cu tine. Sigur, poți să-ți creezi un moment de intimitate, poți să o bei dintr-o nevoie, ai nevoie, uite, trebuie să plecăm la drum, eu beau o cafea să mă trezesc, e cofeina aia care, într-adevăr... Eu trebuie să spun că nu pot să beau cafea fără soțul meu. Dacă pleacă dimineața la aplicat, îl aștept până ajunge acasă, nu poți să-mi faci... Cum e cafeaua la capsule? Cum e considerată cafeaua la capsule? Eu nu sunt băuturi de cafea la capsulă, dar am prieteni care fac și acest lucru. Unul de cei mai buni prieteni ai mei, îl știe, nu-i spun numele, la început când mergeam împreună în concedii, avea un aparățel de ăsta cu capsule. Până am venit eu cu aparatul meu. Când am venit cu aparatul meu, cum miroase, deci cum miroase cafea. Noi am avut un aparat cu capsule, o cafea tot măcinată cu Ganoderma. Mm-hmm. Din păcate s-a stricat, urmează să merg să ne zaltă. E o cafea italiană. Da, o să vezi că aparatul ăsta este foarte ușor transportat. Era o cafea care ne dădea energie și noi o luam când plecam în concediu mereu cu noi. Noi acum nu facem reclamă la aparat, ci pur și simplu la cafea. La cafea, eu profit de faptul că tu ești aici în atelierul soției mele și vorbim de ce înseamnă și medical consumul de cafea. Nu fac reclamă la aparat, doar referiți că sunt alte tipuri de aparate poate mai bune ca acesta. Eu am apucat și am luat ăsta la un preț chiar foarte bun. A fost și pentru mine o experiență nouă. N-am știut că există, mi-a apărut din prostie așa în feed. Am stat să testez. Eu aveam o chestie în care îmi luam un aparat electric, pentru că noi ne facem cafeaua în concediu, noi ne facem în cameră. Eu nu prefer să beau cafeaua prin desfurturi. Sunt perfect de acord. Nu știi ce. Dar nu e faza asta, e vorba de intimitate, e vorba de... Intimitatea aia, noi n-avem nicio problemă. Stai dimineața la 6 pe balcon și servești o cafea, e altceva. Dragul meu, noi n-avem nicio problemă cu stomacul. Deci noi o bem pe stomacul gol. Și eu și soția. Și dacă sunt oameni care au probleme, dar le recomand să iau o mică gustare. Sunt de multe ori situații, am fost în tot felul de resorturi, pe all inclusiv. Păi noi săream mesele ba dimineața, ba la mea, ba seara. Să ceri să arătăm aparatul pentru cei care au intrat mai târziu. Habar n-am cum se numește aparatul, repet, nu facem reclamă, ci pur și simplu arătăm. Relu a venit să fac un fel de podcast, o înregistrare cu soția mea și... Profit de el, de faptul că el ne poate vorbi ce înseamnă cafeaua din punct de vedere medical. Noi am apucat, cum o bem, cu ce o bem, în ce condiții. Noi am apucat și am făcut această înregistrare, acest dialog. O să-l găsiți pe pagina mea de Facebook. O să fie... O să-l căutați pe Relu Chiriac pe Facebook. Dar nu puteam să plec fără să-i fac o cafea și lui Bogdan. Și Bogdan a zis că intrăm în live și facem o treabă live. Eu nu mă feresc de live-uri, n-am nicio problemă, vorbesc liber. De aceea, recomand urmăritorilor tăi așa. Dacă tot merg în concedii, vin, e vară, să folosească un aparat cu ei luat de acasă, cu o cafea luată de acasă, în resorturi chiar și de cu multe stele, știi că am întâlnit cafea de proastă calitate. Exact. Nu sunt chiar toți corecți cu clienții în ceea ce vește cafeaua. E un flux foarte mare acolo, nici nu mai știi aparatele alea. Vorbim de niște mașini care, ce fac, macină boabele alea. Hai să spun o chestie apropo de asta, pentru că eu am o mașină de asta acasă, am un Philips, în care sunt măcinate boabele. O dată pe lună, eu scot acel mecanism, și îl curăț, îl spăl. Nu spun ce găsesc acolo, da. Hai să ne gândim, vorbim de acest fluxul ăla mare, da? Plus acele mașinării de cafea stradale. Eu nu prea, nu am încredere în ele, n-am nimic împotriva celor care le folosesc, dar recomand celor care le fac mentenanța să aibă grijă de acele mecanisme, pentru că se depune foarte repede mucicaiul acolo, îi vorbim de cafea măcinată, umezeală și apare mucicaiul. Am văzut eu la mașina mea acasă. Da. Deci despre ce vorbim la 2-3 săptămâni, îți apare. Da. Nu la partea stradală, nu prea am văzut
Eu când veneau aia și umpleau, știi, cu cafea, cu apă, umpleau, n-am văzut chiar niciodată pe cineva să scoată, să curăță acele mecanisme. Și atunci cum pot să am eu încredere să beau? Eu îți spun sincer, nu vreau să fac antireclamă, dar am băut la serviciu cafea de la o mașină și mi-a zis o colegă, ce pe eu, mie mi-a fost, m-a durut în mult dacă n-am băut cafea. Am pățit-o la fel. Cine vrea să bea, n-am nimica. Eu am băut o cafea și îți spun că am plecat la baie. Nu puteam să fac serviciu, când nu trebuia să mă duc la baie. Asta e cafeaua. Dar cea mai proastă cafea am băut în Grecia, apropo. Cea mai proastă cafea. Da, deci au foarte multe chestii bune, dar cafea nu. Cafea nu o bună, gândești că nu e de lucru. Pentru că e cafea comercială făcută pentru turiști. Mie mi s-a explicat. Am întrebat și eu de prietenii mei greci. Păi noi când noi plecăm imediat la luna asta, sper să ajung în Grecia dacă totul merge bine. Când ții la tine și la sănătatea ta și ai un ritual al tău și ești obișnuit cu un anumit gust de cafea, nu ai cum să pleci de la baratul tău fără cafea. Noi ieșim în balcon. Încerc să-mi caut și o cazări la Marul Mării și când mi-am pus cafeaua asta acolo, eu pun altă-i cănița, e acolo cănița mea și stăm liniștiți la un cafea. Cei mai mari plăceri și senzații. Nu suntem mari amatori de micuri dejun, de mic dejun, ca să zic așa. Dacă se întâmplă să ne fie foame, mergem, dacă nu. În Grecia nu e ok să-ți iei cazări cu genul inclusiv sau demi-pensiune, nu recomand la nimeni. Grecia e plină de restaurante, deci cum ai tot scapul zânga și dreapta, ai locuri. Dar nici la noi nu recomand, nici nicăieri nu recomand. Da, chestea cu mic dejun inclusiv. Era Agnes mai mică, luam all inclusiv, mai mergeam pe la Bulgari cu all inclusiv. Au fost bune, dar acum dacă am mai crescut, chiar ne descurcăm foarte bine. Am început să adapteze la restaurante unde mergem cu comandă și mai mult decât atât, faci economie la bani. Știi, când ai all inclusiv, ai tentația să zici, bă, m-am sărit masa aia. Apropo, eu am fost de cel la Bulgari, la Terma Eco Village. Am spus locația la mine pe Facebook, mi-a plăcut foarte mult și acolo am luat all inclusiv. Dar de ce? Pentru că a fost un preț foarte bun. Sincer, îți spun, Alina, am sărit, ba mic dejun, ba prânz, ba cină. Am pățit faza în care, bă, mă duc, n-am plătit. Și am venit acasă, 3-4 kg în plus, m-am chinuit după aia o luni de zile să-mi dau jos. Și am zis, bă, dar nu se merită, eu consum mai mulți bani după aia. Deci mie îmi place ca din concert să mă întorc mai slab în 2 kg. Bă, dacă bă, e cel mai bine. Eu așa, asta e cel mai bine. Asta e dorința mea pe concert. Da. Da. Și reușesc, să știi. Prietena noastră, trainerul ei, Gabi Tatarache, mi-a spus că cel mai bine ea a fost handbalist. Și a antrenat în Grecia, echipe din Grecia. Și am spus, cel mai sănătos pentru coloană și pentru glezne și pentru tot ce înseamnă încheieturi este alergatul pe nisip de sculț. Da, știi de ce? Pentru că, Bogdan, am văzut multă lume și în oraș, și la noi, și în orașele mari și în afară, alergă pe trotuare. Dar nu ai în altă parte. Cum... Da, vezi tot. Mai nou avem și piste. Avem și piste. Mai nou avem și în Botoșan piste de alergare. Da, ai alergat, dar pe trotuar s-a produs imediat o vibrație în coloană. Așa e. Aici mai rău. Este încălțăminte specială pentru a alerga pe suprafețe dure, da, pe hard. Da. Știu, au apărut acum alea care cu au la talpă, au o chestie cu aia, ceva de genul ăsta. Dar tot nu recomand, să știi că, într-adevăr, cel mai bun alergat e pe nisip, logic. Să nu uităm de Cirelu Chiriac, este specialist în sănătate. Cât de important este când mergi la mare să ieși dimineața și să prinzi răsăritul și aerul de la răsărit. Da, vezi tu aerosolii cei mai și lumina de atunci. Exact. Colaborat cu aerosolii, cu energia care o ai la un răsărit, beneficiile sunt maxime. Aerosolii sunt destul de puternici dimineața și seara. Apropo de Grecia. Cel mai frumos moment al. Da, apropo de Grecia, fii atentă, când bătea un pic vântul seara, știi, tot mai dădeam cu limba așa, pus. Băi, sare, da. Sare, tot. Băi, ce nebunie este pentru corp. Deci, sarea, prin băi saline, prin aerosol sare, nu salina. Sarea are foarte multe beneficii, apropo de asta. Băi, știi când mă gândeam, hai să dau un pic și pe partea politică. Mă gândeam, bă, ce bine ar fi pentru Botoșan, dacă s-ar deschide centrul din grijă pe alea TV și alături s-ar face o bază de asta balneo cu sare. Gândiți cât de mulți... de mulți oameni ar fi interesați de zonă. Dar spitalul de recuperare nu are acel bazin cu noi cu apă sărată? Da, să faci ceva la nivel... Să fie ca un fel de ștran, mai mare. Mult mai mare, mult mai mare, dar nu și cu personal medical. Pentru că te gândești cum să atragi până la Botoșani. La Botoșani mulți nu ai, dar poți să faci o chestie balnă. Ai aproape, după poți să aduci sarea.
De la Cacica. Cum s-a duce jos la cum s-a duce jos la Lebăda? Ai văzut că la Lebăda se cred că se renovează acolo, am trecut și am văzut. S-a făcut o sală de evenimente, s-a renovat. Da? Iar piscina s-a renovat. S-a renovat piscina. Știu că acolo foarte multă lume. Merge și să salutăm și pe Petre Mihaila din Bragadirul Ilfov. Da. Foarte foarte mulți oameni merg acolo și fac băile astea. Câți botoșene nu pleacă la Cacica? Avem aici pe doi pași. Da, dar stai să spun că pleacă la Cacica, la cele, pentru a beneficia de cele, de acea apă sărată de acolo. Eu am întâlnit foarte mulți, am mers și eu știu că s-a extins destul de bine zona. Da, da. Păi ce ar fi să aducem asta aici? Eu chiar mă gândesc la lucrul ăsta. Dar noi sunt foarte reticenți, când au adus cei de la Lebăda, întrebau, dar sigură de acolo, dar își permite să aducă, nu cumva pune sare? Și am zis, ba da. Și au acolo o gașcă, așa vreo 100, care joacă cărți. Și ăla care pierde, are de învârtit în bazin apa cu sare, ca un munte de sare și tot îl aruncă acolo ca să creeze acea salinitate. Nebuni. Da, da. Băile sărate sunt foarte bune. Sunt foarte bune pentru gare și foarte benefice. Mulți au mai combătut lucrul ăsta, că au zis, domnule, dar ce fac hipertensivii. Din păcate, domnule, nu te-a pus să bea apa aia. Înțelegi? Da. Există o absorție la nivel tegumentar a sării, dar nu îți face atât de mare rău. Deci dacă tu ții tratamentul tău corect pentru hipertensiune și nu mănânci sărat și iarna nu recurgi la, știi, aduceam cu ambulanța iarna și spuneam, domnule, nu știu cum mi-a crescut tensiunea arterială, că eu iau corect tratamentul. Și eu îl întrebam, dar ce ați mâncat aseară? Păi niște brânză, așa, cu... el scoate brânza sărată, scoate aia, el nu realizează chestia asta. Da. Și de-aia spun, băile astea sărate, foarte multă lume suferă de problemele astea articulare. Odată cu înaintarea în vârstă, nu cred că scapă mai niciunul. Da? Pe lângă astea... Îl urmăresc foarte mult acum pe Gary Breaker din SUA. Ți-am trimis ție niște link-uri cu el. Am început de când îl urmăresc pe el să ies dimineața pe la 5:30 înspre 6 și să fac exerciții de respirație pe balcon și să prinzi acea lumină a zilei. Dacă tot nu ești în concediu, pe balcon sau în fața casei sau oriunde ești, tot poți să ieși. Tot poți să ieși. Cât de importantă e chestia asta cu respirația? Până să vin să spun aia, ca să nu uit ideea, apropo de personajul care mi-ai spus, el într-adevăr promovează un alt fel de stil de viață sănătos, că și că se jos pe conceptul ăsta și promovează o chestie foarte tare. Viitorul medicinei va fi stabilirea profilului genetic al persoanei. Și în funcție de profilul tău genetic, vei primi recomandările pentru a preveni anumite boli. Nu vorbim de tratament. Și nu generalist. Exact, nu generalist. Atenție că aici nu vorbim de tratament. Prin profilul tău genetic, când ți-l-a stabilit, îți recomandă un anume stil de viață. Adică mănânci aia, faci aia, pentru că aia ție îți face bine în mod direcție. Nu neapărat și celuilalt. Eu în viitor, nu, zic eu, nu foarte îndepărtat. Cred că Statele Unite vor fi cele care vor da punctul de plecare. Da, acele teste sunt posibile și la noi în Botoșani. Sunt mai multe clinici care trimit la București. Da, da, vezi tu, Bogdan. Pentru doctorăția îți bag un petișor în gură și... Da, da, știu unde e problema, ți-a făcut profilul genetic. Dar cine ți interpretează rezultatele? Să învățăm de acum să dezvoltăm personalul specializat care să-ți poată da recomandarea corectă. Că așa știi ce se întâmplă? Mă uși la analize și spun, da, nu sunt bun. Și eu tu mă întreb, dar ce să fac? Da, băi, nu știu, mai citesc ceva. Deci Petre Mihaila scrie, se stă anumite ori în funcție de probleme de sănătate. Se stă în salină anumite ori sub indicație. Deci nu se stă, nu intri într-o apă sărată. Nu intri în apă sărată și acolo rămâi. Nu mai poți. Nu, categoric. Tot ce ține de balneo și de tratamente curative alternative, logică sunt cu recomandare. Care bazin are și indicații scrise. Scrie acolo. În momentul când pleci într-o locație de genul ăsta, există acolo personal medical. Tu te duci mai întâi, te adresezi personal medical, probabil cu bilet de trimitere sau bolile care le ai și aia îți fac o anumită recomandare, că așa nu stăm în apele alea până nu mai putem. Apropo și cu statul în saune. La fel, este foarte... sunt unii care fac exces și eu n-aș recomanda, pentru că sincopa poate interveni brusc. Nu-i ceva... Pentru doamna Petre Mihaila este asistent medical generalist. Cine? Doamna Petre Manuela. Mihaila, scuze. Mă bucur, o salut. În momentul în care avem saunele, da, uscate, umede, acolo trebuie să fii foarte atent ceea ce spui. Eu, unul, aș recomanda sauna aia umedă. Eu nu recomand sauna uscată. De ce? Pentru că... sauna finlandeză. Da, eu recomand sauna finlandeză. Nu finlandeză, cea uscată. Da. Eu recomand sauna turcească. Turcească, da. Sauna umedă, de ce?
Bun, sauna uscată, efectul este foarte, foarte rapid. Sauna umedă, nu ai probleme cu respirația, pentru că tu respiri un aer deja umidificat. Exact. Tu în sauna uscată, chinui cumva aparatul respirator. Eu personal rezist mai bine în hamam decât în cea umedă. În cea umedă. Și eu la fel, eu zic din proprie experiență. Și copiii mei la fel. Da, sunt oameni care preferă sauna aia uscată. Nu, simt la un moment dat că nu mai e aia. Telefon, da, da, deci tu ești cu sauna uscată, am înțeles. Avem tot felul de variante, reziști și acolo vezi... E un, nu, întorci o, cum se cheamă, la... Termometru. O clipsită, da, ce e că s-a terminat. 15 minute mi se pare 15, masă, da, 15 maxim. Da. Nu, ești afară. Nu întorci din nou și mai stai. Da, sunt unii și mai întorci, dar trebuie să culc, unii se culcă pe spate. Ies de acolo terminat. Și a face acel șoc, că, spre exemplu, la Cornișa avem zona de saune, da, și zona cu acele două bazine mici în care este apă cu gheață sau apă oricum foarte rece. Da. Cum trebuie să faci acel șoc? Pot să-ți spun următorul lucru. Am un prieten foarte bun pe care știi și tu. Are alături... Așa, salonul este, da, e Florin. Da. A fost artist studio. Da, a fost cel de multe ori. Deci Florin iese din saună și intră în butoiul ăla plin de gheață, direct acolo. Băi, Florin are o vârstă. Florin e mai tânăr. Dar știi că poți să fac și eu asta. Ca pe mine, cum vreau. Nu, e mai tânăr. E mai tânăr. Adică la 20-30 de ani, știi, cordul tău e un pic alb. Aici e problema de un eventual spas coronarian. Aici e toată chestiunea. Da? Că poate la un dat să fac, uite, șartă la coronară. Bam! Și uite, ce faci? Faci un infarct. Eu la vârsta mea nu... Ce-ai făcut? Era un infarct. Da. Da, el e tânăr, nu poate să fac. Recomandat și mie. Mi-a zis că eu la vârsta mea nu mai pot să fac asta. Și nu am făcut-o, chiar n-am făcut-o. Nu aș recomanda persoanelor de vârsta mea, eu am 50, decât celor care au mai făcut, mulțumesc, celor care au mai făcut lucrurile astea. Dar nu te apuca de acum să faci lucrurile astea. Eu am o vorbă, fiți atent aici, o fiți. A fost cazul cu... vă aduceți aminte cazul cu Gabriel Cotabiță, care a plecat la sală și a făcut infarct. V-am adus doar aminte așa, nu fac referire direct la cazul respectiv, dar vă spun următorul lucru. Dacă toată viața ta n-ai făcut un sport și nu te-ai ținut de el și ai ajuns 50 de ani, nu te apuca la 50 de ani să faci, s-ar putea să mori pe pista de alergare. Stai liniștit ca să mai trăiești încă vreo 30 de ani, așa cum o duci ușurel. Care este riscul? Poți să desprinzi, da, o placă de aterom dintr-o arteră și să faci infarct. Pentru că tu, când ai forțat, da, placa începe un circuit sanguin mult mai accelerat și placa respectivă îți desprinde. Chestia asta am spus-o unui prieten foarte apropiat, un prieten foarte bun de-al meu. El are un anumit grad de obezitate. Nu o să spun cine, dar mi-a spus așa, cu câțiva ani, spune de lucru. Și tu de la tine lucrul ăsta. Dacă tot n-am făcut sport, nu mă apuc eu acum să alerg. Bun, e ok să faci un mers, e ok să faci un loc, dar nu te apuca de sală. Da. Tu toată viața ta n-ai făcut sală. Ba da, dar după ce ai făcut, după ce urma pașii, adică să mergi ușor la sală. Trebuie să pornești ușor, dar știi ce se întâmplă? Poți să faci sală și la 60 de ani. Poți să faci sală la 60 de ani, dar nu brusc. Nu faci brusc, Doamne ferește, știi că faci infarct la sală. Și mai mult decât atât, dacă știi că vrei să o faci numai din moment să arăți cuiva, da, e liniștit, nu. Eu nu fac sală, dar îmi întrețin statura corporală din alimentație. Cu bătarea, da, cred că nu, se spune că 80% e în frigider. Din condiția fizică, da. Și 20% la... Da, dar și aici, la noi, cumpătarea, eu... Deci, dacă ai făcut sport o viață întreagă, e ok să continui foarte bine, organismul tău cunoaște lucrul ăsta, dar dacă n-ai făcut, treacă la 50 de ani de excese sportive, să arăți cine ești tu, că s-ar putea să nu mai poți ieși de pe ușa de la sală. Da. Și mai e un secret, mănâncă până în momentul în care nu te simți sătul. Când da, te simți sătul, da, deja... Senzația aia, senzația de satietate, apare cam la 15 minute după ce ai terminat ultima gură. Tu ai văzut, eu am luat două gură la tine. Dacă mă puneam, îl terminam ăla, știi? Da. Dar uite, mă crezi că acum mă simt bine. Bine, eu vin și după un concediu în care am luat 2 kg, mărturisesc sincer că le-am luat. Sper să le dau jos până plec. Da, la tine nu-i probleme. La mine nu este problemă. La tine nu. Da, nu, chiar zic eu că la 50 de ani, la 1,74, 1,80 kg, ar fi bine și de 1,77, 1,78. Încerc să ajung la 77, 78.
Dar trebuie să mă iau după Bogdan, că nu mai face eu alergatul pe acolo. Am luat și o pauză cât a fost campania electorală. Se vede. Se vede. În campania electorală am fost posibil de mult calificat pentru cartierele. Chiar, chiar spune Relu Chireacă și candidat la Consiliul Local, a ieșit Consiliul Local, nu spunem partidul, na, cine știe, știe, să nu se crede că facem politică. Cum ai ieșit după campania electorală? Mă refer psihicul tău, ai ieșit mai negativist, ai ieșit mai ok, mai încărcat de energie pozitivă? Nu, am ieșit încărcat de energie pozitivă pentru că am făcut parte dintr-o echipă foarte unită, oameni faini de la care am avut de învățat, lideri buni. Chiar zic că pentru mine a fost un plus. Am cunoscut tot felul de oameni cu unii cu probleme. Pe mine, eu m-am axat mult pe latura medicală. Când mergeam în campanie, mai întrebam omul ce probleme medicale are, pentru că oamenii s-au cam săturat de politică. Da, dacă pot cu ocazia asta să primească sfat medical, chiar am făcut lucrul ăsta în campanie. Am făcut, în general, o campanie bazată pe medicina stilului de viață sănătos. Și vă zic eu că apres destul de bine. Eu am ieșit bine, mă simt bine din punctul meu de vedere. Echipa din care am făcut parte și partidul din care fac parte, pe Botoșani, zic eu că au făcut față destul de bine. Poate se putea și mai bine. Mergem înainte. Important sunt oamenii care sunt acolo, dacă vor cu adevărat și sincer, să facă ceva pentru semenii lor. Dacă sunați vreodată la 112, s-ar putea să dați de Relu Chireac. De preferat nu aveți nevoie să sunați la 112, dar sunt momente în viață în care se ajunge. Da, da. O parte din ține de modul în care tu comunici cu oamenii care sună acolo. Da. Acum ai intrat un pic în politică. Tu n-ai nicio legătură cu politica, dar ai intrat un pic în politică. Da. Cum le sugerezi celor care au câștigat să gestioneze câștigul și celor care au pierdut să gestioneze înfrângere? Pentru că trebuie să știi în ambele cazuri cum să acționezi mai departe. Că riști tu iei razna și într-o parte și în alta. Aici vorbim, Bogdan. Și tu reușești să ții, spre exemplu, reușești să ții în frâu un om panicat care are o rudă căzută, poate, sau care s-a întâmplat. Cum e partea asta? Eu sugerez aici ponderația. În momentul în care, indiferent de situație, mergi în vârf sau poate ai coborât, e bine să tratezi acel moment cu ponderație și în același timp să îți analizezi cauzele care au dus la vârf sau care au dus la coborâre. Pentru că dacă tu nu știi cum ai ajuns în vârf, poți să ajungi în vârf într-o altă conjunctură. Să nu depindă de tine. S-ar putea să pierzi vârful ăla. Sau, dacă ai ajuns mai jos decât erai, la fel trebuie să analizezi de ce ai ajuns acolo pentru a te putea redresa. Dar trebuie făcut totul cu ponderație. Într-adevăr, și la mine, când sunt la servicii, sunt destul de multe cazuri. Uite, ieri a fost un caz, apropo de asta, și vreau să atrag atenția, am atras atenția și la mine pe Facebook. Știi că mai fost un caz cu un copil care a decedat prin inhalarea vaporilor cu un insecticid destul de urât. Spun că eram de servici, chiar când s-a întâmplat lucrul ăsta. S-a nimerit și cu copilul ieri. Copilul ieri a luat o gură de insecticid. Stai să vă aduc aminte cum se cheamă, e vorba de un organofosforat, îmi scapă denumirea, destul de puternic, pentru că în momentul când a sunat mama era destul de panicată. Eu am întrebat foarte repede ce au luat, că trebuie să știm și noi cum să ne pregătim echipajele și mai ales informăm, pentru că nu te intoxici în fiecare zi cu organofosforat, trebuie să știi dacă organofosforat sau dacă organoclorurat, pentru că tratamentul leacă de urgență diferă. Tu spui asta, cine știe ce e organul fosforat sau organul clorurat? Vorbim de acele insecticide, pesticide care se folosesc în perioada verii, mai ales la spray-uri sau la alte substanțe care se diluează. Substanța respectivă vine concentrată într-un tub, se prepară, se diluează. Aici era vorba de un insecticid care se folosește la de parazitarea câinilor, pisicilor, care se stropește prin curte, dar e destul de puternic insecticidul ăla. Copilul a luat o gură din insecticid. Și de-au sunat mama de urgență, noi ne-am mobilizat foarte repede, au ajuns bine echipajele acolo, s-a instituit tratamentul de urgență, contează foarte tare tratamentul de urgență și minutele în cazul ăsta. De-aia vreau să atrag atenția părinților în perioada asta și la oraș, dar mai mult la mediul rural, depozitarea
acestor substanțe trebuie făcut cu mare precauție. Dar cu mare precauție chiar și sub cheie, sub lacăt, cum spunem noi. Este foarte riscant în momentul în care da, copilul pune mâna și ia o gură, nu-ți dai seama, dar o gură pentru copil poate fi chiar și fatală. Dacă nu se instituie tratamentul de urgență. Există tratament antidot specific în cazurile astea și alea vorbim de minute. Acolo a fost rupt contra cronometru și a fost omers bine. Dar știu cazul cu copilul care a decedat. În nebunie, copilul s-a culcat într-o încăpere, dar în care erau vapori aia. Băi, deci oameni buni, nebunie, atenție, dați prin camere, da? Pentru insecte, pentru nu știu. Plecați de acasă, a aerisit foarte bine. Vorbim copil de 7 ani care a decedat, nu mai duce înapoi. Printr-o eroare, deci putea să previi acest lucru. Te doare când auzi lucrurile. Eu am fost de serviciu în noaptea aia, a fost o ruptă contra cronometru, a fost o nebunie. Acolo s-a ajuns copilul, s-a super respirator, dar s-a instituit masajul cardiac, venise echipaj, nu s-a mai putut acela viață. De ce? Pentru că organismul a fost atât de intoxicat cu tanța aceea, încât nu s-a mai putut face o toxicitate în timp. Aia este cea mai periculoasă. Aici au luat o gură, toxicitatea e acum acută. Bun, faci imediat. Ne-a întrebat ce să faci. Mi-a spus, dă-i apă repede. Poate provoci o vărsături, că am încercat imediat tot diluț până vine salvarea. Că durează 10-15 minute până ajunge primul echipaj. Nu, e cum un miros puternic. Pe mulți îi atrage... Nu, un miros puternic. Da. Asta înseamnă că tu crezi că nu e pericol pe Da, să știi că sunt unele care au miros care îi place copilul. Eu spun o chestie. Ce spune mie Agnes, a mea cea mică? Îi place prostul de benzină. De fiecare dată când alimentez mașina, spune, mamă, ce-mi place prostul de benzină. Deci realizez, uite și ce m-am gândit în momentul ăla, m-am gândit, băi, uite, astea sunt... Că ea nu o să se sezeze pericolul dacă simte mirosul. Da, nu, astea sunt cazurile în care unii copii nu poate place mirosul ăla, toxicitate. Și el crede că e chiar ceva bun. Nu poți să știi, creierul uman este diferit la fiecare, simțurile sunt diferite la fiecare, nu? Eu știu cu toții, nu? Tu când tragi un miros undeva, la tine e anumită intensitate, la mine poate este alta. Tu în creier, tu interpretează într-un anumit mod, la mine în alt mod. Ce sunt în vară? Stăm sau nu la plajă între 11 și 2-3 după amiază? Nu. Sub nicio formă, că revenim la chestia aia cu ce ai început, dacă este bine să... Da, în fiecare dimineață, dacă puteți, asta presupune să vă culcați de vreme. Dar restul când concediu, la 12. Mai sunt și variante 12-1 noaptea. La 1-2 noaptea și destul de greu să trezești la ora 7. Eu am întâmpinat de multe ori dificultăți și m-a certat Tanca, îți dai seama, mă trezeam la 9, zicea, bă, până ajung cu tine să faci 11 la plajă. Venim înapoi. Da. Tura asta, când a fost în concediul acesta, am respectat cumva programul. În jur de ora, cred că 8:30-9 eram la plajă, stăteam până la 8:30. Târziu. Știu. Noi la 6:30, 6:00, da, chiar 5:30 de mea. O să spun ce fac lucrul ăsta și colegii mei care lucrează în sistem cu mine știu de ce. După 30 de ani de muncă în urgență, mi-am socotit nopțile petrecute la servici. Da. Și le-am adunat, am zis, bă, cam cât iese. Cât crezi că ai ieșit? Trebuie să recuperezi, nu? Spun imediat o să spun, cât crezi că ai ieșit? Habar nu. 8 ani eu nu am dormit acasă. 8 ani. De când le adunăm toate, timp 30 de ani, 8 ani, eu nu am dormit acasă. Pentru că la mine cum e? Zi, noapte, liber, da? Deci pe lună mi-a socotit, pe lună îi fac în jur de 7 nopți. Și încep să socotim. Pe luni, pe ani și cât ies. Păi mi-a ieșit 7-8 ani de practic unde nu mi-am desfășurat somnul acasă. Ori eu când prind câte un concediu de ăsta, încerc să mă recuperez și în sensul acesta. Deci ce se poate recupera? Îți spun, Bogdan, îți spun sincer, la 5-6 zile încep să ajung cumva la o normalitate. Dar știi, mai stau vreo 3 zile acasă, 4, să termina concediu și chiar încep. Da, eu apropo, de seară sunt din noapte. Da, gândește că azi veneam cu soție, dar eu am avut 2 nopți arăt. Da, fost noapte, liber ziua și iar noapte. Și astăzi dimineața a preferat de, da, să se mai recupereze de somn. Asta e serviciul de urgență. Nouă ni trebuie aceste concedii. Ni trebuie datorită stilului de muncă pe care îl avem. Poate unii pot condamna, bă, iar să duc ăștia în concediu. Cum să nu mă, dar eu mai pot să lucrez dacă mă duc în concediu. Dar toți colegii mei care lucrează în sistemul de urgență, după 2-3 luni de zile, încep să se resimtă și au nevoie imediat să-și iau 10 zile. Am colegi care la serviciu, spun, odată la o lună jumătate, el își iau în 5 zile.
doar pentru ca să doarmă. Am o colegă pe care dacă sunt o salut, chiar știi cine, și îi spune, băi, eu mi-am accesit, vreau să dorm. Simte nevoia să-ți doarmă 5 zile la rând, pentru că, vezi tu, la serviciu, prin prisma programului meu, eu nu am 5 zile consecutive să dorm acasă. Pentru că la mine e zi, noapte, liber, liber, zi, noapte, liber, liber, dar poate să fie zi, noapte, noapte, liber, zi, zi, noapte, liber, și tot așa, că sunt unii care pleacă în concertul, noi suplinim tururile, deci în momentul ăla, când prezi câte un concert și nu prea te mai ai nevoie și de tine. Când se face, se face ora 11-12, plecam de la plajă. Și o salut și pe Agnesa mea, că se uită acum e live, da, mă urmărește. plecam de la plajă și, spun drept, făceam și un somn de amiază, conform vârstei. Am momente că la 1:30-2 prefer o oră de somn. Un pic mai problematic, Agnesa mea mai crescut și nu-mi doarme, dar am norocul că respect cumva liniștea. Ea mai stă pe telefon, mai stă pe al ei și eu îi spun, băi, să nu dai tare, că mă mai atenționează și Anca. Anca nu prea doarme după amiaza, prin concepte, că merg, eu nu știu, dar are o chestie nea, știi? Stă așa liniștit și mă așteaptă să mă trezesc. Da, ceea ce este foarte bine, după care ne reluăm iarăși. Pentru că noi suntem puțin mai tineri ca voi. Da, și la mine e la fel, nici eu nu dorm și să-ți mă doar. Da? 6 luni diferent. Da, mi-e ce să mai spun din nou. Cum e viața în cuplu cu doi oameni care lucrează total diferit, cu programe diferite, în ture diferite, care au și un copil de crescut și care... Da, Bogdan, știi cum e viața asta? Voi sunteți împreună doar în concediu. Mai avem și zilele noastre când suntem acasă. Anca are o chestie, ea verifică imediat programul. Și mă anunță din timp, îmi spune, vezi că sâmbătă, sau nu știu, vezi că la noi nu contează weekendul sau timp să venim, pentru că acum hai că au crescut Agnes și merge la școală. Și îmi spune, vezi că sâmbătă, pe data de 16, suntem liberi. Amândoi. Da, amândoi. Vezi ce faci, vezi ce-ți programezi, știi? Și automat... Nu politic, nu ești la cu băieții, da, nimic. Da, deci sunt nicio formă. Am scandal că dacă nu respect ziua respectivă. Și ce facem în ziua aia când e numai o zi? Ne punem în mașină și plecăm. Băi, undeva aproape aici la munte. Vrea să fim liniștiți cumva împreună. Uite, recent, apropo, vorbesc de ultimele 2 zile. Deci eu eram de zi, ea a intrat de noapte, eu eram de zi, ea a intrat de noapte. Astăzi suntem valide. Vă vedeați pe WhatsApp. Vă vedeați pe WhatsApp. Da, am vorbit de multe ori pe WhatsApp, dar ce crezi? Că așa se întâmplă. Lucrurile care trebuiau să meargă, vorbeam telefonic, vezi când ieși, te duci, vezi că trebuie să cumperi nu știu ce. E firesc să se întâmple lucrurile astea. E o viață altfel, dar știi cum se zice? Da? Câteva zile așa lipsă, după aia... apropierea e mai... Deci, tu 8 ani de zile n-ai dormit acasă, înseamnă că 8 ani de zile n-ai dormit lângă Anca. Da. Ne s-o continuă. 30 de ani a fost un pic... Viața mea, în ăștia 30 de ani, sunt mai și un parte și aici, nu vreau să intru în detalii. Okay. Dar, da, în ultimii ani, da, dacă să o luăm așa, cred că la 10 ani sunt cam 3 ani. Da? În ultimii 10 ani, aș putea să spun, 3 ani n-am dormit lângă Anca, dar mai pune și aia 3 ani ei, că și ei au fost plecată. Interesant, dar tu nu zici și la ea. Deci din 10 ani eu sunt numai 4 ani că am dormit împreună, vreo 6 nu. Asta e viața, mai ales când cei doi lucrează în sistemul de urgență. Da, unul pleacă, pentru că la noi totul a fost diferit din cauza copilului. Sperăm să ajungem momentul în care copilul, da, Agnes, mai crească și să ne mutăm pe aceeași tură, încă să avem și zilele, da? Acum unul pleacă, altul vine, puțin. Da? Mai durează. Puțin mai mult. Cred că mai durează, da. Pentru că Agnes a obișnuit tot timpul cu unul dintre noi acasă și... Să vă vadă pe amândoi, chiar ar fi ciudat. Da! O să credă că e concediu. Exact. Agnes e foarte mare amator de concedii. Adevărul că noi am ținut mult la lucrul ăsta. Noi ne facem vreo, zic așa, 4-5 concedii mari pe an. Sunt și Carla Norisu e la fel amatoare de concediu de plecare. Tu știi foarte bine că eu sunt omul care am investit în ultimii ani în Horeca. Deci, dragi cei care dezvoltați Horeca, deci am investit în Horeca. Să-ți dea acțiuni măcar. Exact, eu nu investesc în apartamente, în vile, nu. Pe mine știi, am o vorbă, dacă mă prad unul și n-ar ce frag la mine. Înțelegi? Eu și cu mașina, dacă se plecă cu mașina, nu, eu casă normală.
un apartament normal. Dar eu am investit în cunoaștere. Am vrut să mă dezvolt pentru cunoscând lumea. Vezi în un loc, vezi în altul și am îmbinat această cunoaștere cu utilul, cu plăcutul. Și cred că știi o chestie, cu asta rămâi în viață până la urmă. Da, dacă ai posibilitatea să mai lași câte o vilă în urmă, foarte bine, cu salariile noastre din sistemul sanitar, nu mai ai posibilitatea să-ți faci vile, dar ai, deocamdată, ai posibilitatea să trăiești o viață cât de cât de gentă. Da, ce să spun. Mulțumim tare mult. Mersi și cafeaua foarte, foarte bună. Să îmi fac și eu așa ca să știu ce să-mi cumpăr și eu. Mulțumim și cafeaua turcească. Cu cafea. Sunt sigur. Deci azi barista a fost Relu Chiriac la Agnes Design Atelier. Și a fost, cred că vreo 2 ore trecut împreună aici, absolut super. Mulțumesc. Să o salutăm și pe Anca.